Bun găsit, dragii mei! Sunt dr. Andreea Bâli și începem o nouă ediție DocSense. Candidoza este o infecție fungică ce poate fi localizată la nivelul cavității bucale sau al vaginului. Infecția este provocată de cele mai multe ori de o ciupercă numită Candida albicans, care se găsește în mod normal în corpul uman, în cavitatea bucală, în intestine și în flora vaginală, fără să creeze stări patologice. Când această ciupercă migrează și se înmulțește, putem vorbi despre candidoză. Este cea mai frecventă infecție vaginală și tratamentul nu asigură întotdeauna vindecarea completă. Candidoza se poate localiza și la nivelul gurii, purtând denumirea de candidoză bucală. Este mai rară decât infecția vaginală și se întâlnește adesea la copii, mai ales la nou-născuți și la persoane în vârstă, din cauza sistemului imunitar incomplet dezvoltat sau slăbit. Totodată, infecția se poate localiza și la nivelul unghiilor sau al urechilor, în pliurile cutanate din această zonă. Deși este cunoscută mai mult ca o afecțiune specifică femeilor, asta nu înseamnă că bărbații nu pot să o contracteze. Bărbații pot suferi și ei de candidoză genitală, la fel ca femeile, însă incidența în rândul lor este într-adevăr mai scăzută. În cazul bărbaților, simptomele candidozei genitale sunt asemănătoare cu cele ale femeilor. Iritație, roșeață, mâncărimi, usturime în zona genitală și apariția unor pete mici albe la nivelul penisului. Candidoza este o boală cu transmitere sexuală, însă îmbolnăvirea depinde foarte mult de sistemul imunitar al fiecărei persoane. Cu alte cuvinte, o persoană care suferă de candidoză genitală poate avea contact sexual neprotejat, fără ca partenerul să se îmbolnăvească. Printre cauzele candidozei se numără tratamentele prelungite cu antibiotice. Acestea duc la dezechilibre ale florei microbiene și la proliferarea ciupercii candida. În general, orice tratament cu antibiotice ar trebui însoțit de administrarea de probiotice. Sarcina poate provoca schimbări în activitatea hormonală, determinând schimbarea pH-ului de la nivelul mucoasei vaginale, fapt ce favorizează îmbolnăvirea. Administrarea de anticoncepționale sau terapii hormonale. Tratamentele cu corticosteroizi sunt prescrise în general pentru afecțiunile autoimune. Imunitatea slăbită. Factorii de risc implicați în apariția candidozei sunt diabetul zaharat și bolile autoimune, lenjeria intimă din materiale sintetice, pantalonii foarte mulați care nu lasă pielea să respire și determină înmulțirea bacteriilor, utilizarea de săpunuri și geluri de curățare cu ingrediente iritante. Pentru zona intimă se recomandă utilizarea unor produse speciale cu pH neutru. Candidoza vaginală poate fi și asimptomatică, însă de cele mai multe ori este însoțită de următoarele manifestări. Disconfort la urinare și la contactul sexual, mâncărimi, senzația de arsură sau usturime, înroșirea și inflamarea vulvei și a labilor, modificarea mirosului, a consistenței și a culorii secreției vaginale, miros înțepător, consistența brânzoasă sau apoasă, culoare gălbuie sau maronie. Tratarea corectă a candidozei începe cu o vizită la medic. Deși pentru tratarea candidozei există și medicamente care se eliberează fără prescripție medicală, o cale sigură și definitivă de a vindeca această afecțiune este diagnosticarea corectă și urmarea unui tratament prescris de specialist. Candidoza vulvovaginală este diagnosticată de medicul ginecolog, care în urma anamnezei, a consultului vizual și a unei analize a secreției vaginale, va recomanda comprimate antifungice cu administrare orală sau comprimate vaginale, numite ovule, creme sau unguente antifungice care se aplică local la nivel cutanat. De regulă, medicamentele prescrise pentru tratarea candidozei au drept substanță activă clotrimazolul, un compus care tratează infecțiile fungice. Tratamentul este recomandat ambilor parteneri și durează de regulă între 3 și 10 zile. Pe perioada tratamentului este indicată utilizarea prezervativului în timpul actului sexual. Orice tip de candidoză, nu doar cea vaginală, se tratează cu antifungice și, în general, medicamentele utilizate sunt aceleași. Dacă medicul va considera necesar, poate recomanda o antifungigramă, analiza care identifică substanța la care este sensibilă ciuperca ce a dus la infectare. Un comportament preventiv implică în primul rând evitarea factorilor de risc.
Medicii le recomandă femeilor să poarte doar lenjerie intimă din bumbac și pantaloni lejeri, să utilizeze geluri de curățare intimă cu un pH neutru și să mențină o igienă zilnică riguroasă a zonei intime. De asemenea, este indicată utilizarea mijloacelor de protecție la orice contact sexual pentru a preveni bolile cu transmitere sexuală. Un aspect deosebit de important și care vă va ajuta la prevenirea candidozei de orice tip este asocierea tratamentului cu antibiotice în paralel cu administrarea de probiotice. Medicul recomandă întotdeauna și un probiotic atunci când prescrie un tratament cu antibiotice. Pentru că una dintre principalele cauze ale candidozei e reprezentată dezechilibrul de la nivelul florei microbiene, este indicat ca prin alimentație să sprijinim activitatea bacteriilor bune. Consumul de iaurt sau brânzeturi fermentate ajută la prevenirea proliferării bacteriilor nocive. Dincolo de acest aspect, vorbim și despre o alimentație care sprijină sistemul imunitar, astfel încât infecția să fie contracarată de anticorpi. Legumele și fructele proaspete, dar și alimentele cu proprietăți antifungice, cum ar fi usturoiul, de exemplu, te vor ajuta să ții la distanță infecția cu candida, dar și să-ți întărești sau să-ți menții sistemul imunitar. Candidoza este una dintre cele mai răspândite infecții fungice. Chiar dacă nu este o afecțiune gravă, infecția cu candida este deranjantă și îți poate afecta stilul de viață. Cu un comportament preventiv și ținând cont de recomandările medicului, poți să ții la distanță această afecțiune, dar și să o tratezi corect. Dragii mei, aici punem punct unei noi ediții. Rămânem în contact pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem emisiunea viitoare cu teme care sigur vă vor interesa. Sunt dr. Andreea Bâli și până data viitoare nu uitați, DocSense makes sense!